Șef Daniel Cheregi conduce unul dintre cele mai apreciate restaurante din Timișoara, dar cu toate acestea nu vrea să deschidă încă terasa, deși are dreptul. Daniel spune că distanțarea meselor pe terasă îi reduce numărul de locuri la jumătate și cum restaurantul rămâne închis, nu își poate acoperi cheltuielile. Ei ar fi trebuit să ne lasă și în interior măcar același număr de mese. Noi trebuie să angajăm toți oamenii, să-i aducem înapoi, 100% chiria rămâne la fel. Materia primă trebuie, noi lucrăm cu materie primă de calitate și foarte scumpă, este o loterie până la urmă. Din ce am înțeles, nu știu că și legislația este destul de ambiguă, nu sunt niște norme foarte clare să-ți spună, domnule, mănuși, am înțeles că după fiecare masă servită trebuie să ai o pereche de mănuși, asta înseamnă că dacă fiecare ospătar are măcar 8 mese pe zi, înseamnă 8 perechi ori 3 chelneri cât sunt pe tură, sunt 24, nu mai pui la bucătărie, măști, viziere, soluții de dezinfectant, deci proprietarul este destul de dezavantajat, să zic așa. Cheltuielile se dublează, cred, minim se dublează, încasările scad.